salut prieteni, uite care a venit cu un nou car vlog. Nu fac acest video ca să mă laud, îl fac ca să vă informez câți bani am băgat în modificările acestui E60. Mașina a fost cumpărată din Germania, mai exact din Nuremberg, de la BMW, de la reprezentanță. Mașina a costat 27.000 de euro, cu tot cu TVA. Iar mulți mi-ați întrebat că de ce nu mi-am luat F10, având în vedere că am achiziționat-o în anul 2012, a fost apărut și F10-le. Vă spun sincer de ce, pentru că la momentul actual nu a fost apărut pachetul M pe F10 și nu mi se pare o mașină wow fără pachet M. Cu pachet M mai arată într-un fel. Și la fel și E60-ul, fără pachet M, nu mi se pare o mașină foarte agresivă. În schimb, când am văzut-o pe aceasta, și apropo era lângă un F10, care era simpluț, adică pânză pe scaune, jante pe 17, mi se pare, culoarea era undeva un maroniu, așa mai deschis, și 2.5 diesel, cutie automată în 8 trepte. Iar normal că am ales E60-ul, deși era numai cu un an mai nou F10-le, deci F10-le era din 2010 și E60-ul meu este din 2009. Era foarte mare diferență la dotări. E60-ul având pachet M, jante M pe 18, soft close, cutie sport cu padele și multe altele. Așa că am ales E60-ul, cu toate că a fost visul meu să-mi iau un E60 din 2003, de când a apărut caroseria asta de E60. Am zis când o să fiu mare o să-mi iau un E60 și uite că l-am și luat până la urmă. Am mai plătit și taxa, unde a fost undeva la 3.000 de euro. Din câte mă aduc aminte, dar am recuperat-o. Mașina am băgat-o pe firmă, deci de la 27.000 de euro am ieșit cu 23.000, dacă îmi aduc bine aminte, de euro. Deci a fost un preț foarte bun, având în vedere că mașina a arătat impecabil și a avut numai 63.000 de kilometri. Așa că acum vreau să vă prezint modificările care le-am adus. Începem cu motorul, unde în prima fază am instalat Stage 1, adică softul de putere, unde l-am crescut de la 235 de cai la 285 de cai și 625 Nm, v-am mai spus și în videourile precedente, care a costat 250 de euro softul plus testul dyno, undeva la 50 de euro mi se pare. Softul a fost instalat după un an după ce am luat mașina, deci am softul pe el, anul ăsta face 7 ani de când am Stage 1 instalat și nu am avut nici o problemă. După ce am mai auzit și eu de la mai mulți prieteni care dețin BMW, că trebuie înlocuite clapele de la admisie cu niște dopuri de aluminiu cu garnitură, pentru că se spunea că dacă nu le schimb la timp se uzează acele clape, să le spunem, și se sparg și îți cad în motor și poate să îți distrugă motorul. M-a costat undeva la 50 de euro, mi se pare, 6 dopuri de aluminiu. La motorul de 3 litri, care este 6 în linie, sunt de 33 de milimetri, iar la cele de 2 litri sunt mai mici puțin, de 22 de milimetri. Și undeva cu manoperă am ieșit la 100 de euro. Astea au fost modificările la motor. După aceea am instalat un intercooler sport, care m-a costat undeva la 500 de euro, cu tot cu manoperă. Iar evacuarea este țeava goală de inox, cap-coadă, de la mijlocul mașinii pleacă în Y, o să vă pun și o poză aici ca să vedeți cum arată sub mașină. A costat undeva la 500 de euro cu tot cu manoperă și material,
plus mai 120 de euro finalele care le-am comandat eu. La interior nu am modificat decât volanul, care a fost schimbată pielea și buretele din interior, plus cosăturile tipic M. A costat undeva la 80 de euro. În partea din față au fost modificate grilele, care sunt negre. Au costat undeva la 50 de euro. Trenungiile din bară, care au costat 70 de euro, plus vopsitul, undeva la 40 de euro. Angelizerurile, care au costat 120 de euro, plus 100 de euro folia, care este pe far, anti-zgârieturi și pietricele. Jantele sunt styling 135M, cu acestea a venit din fabrică, au fost sablate și vopsite electrostatic, m-a costat undeva la 200 de euro. Am mai modificat plăcuțele, care sunt ceramice, cu discurile de frână cu striații, doar pe față, care au fost 400 de euro. Jantele de vară sunt styling 343M, care au costat 2000 de euro cu tot cu cauciuguri, plus sablatul și vopsitul electrostatic în negru lucios, 250 de euro. Folia a costat 1300 de euro, este blue aluminium și a fost înfoliată la Sibiu, la băieții de la ProRap. În partea din spate am pus acest eleron M Performance, care a costat undeva la 80 de euro, plus vopsitul 30 de euro. Iar în partea de jos, odată cu modificarea evacuării, a trebuit să schimb și difuzorul bară spate, care a costat 150 de euro. Știu că o să vă legați mulți de această siglă M, tipic cocălărească. Promit că o să dau jos, sper să nu rămână urmă. Așa că ce am modificat în partea din spate sunt LED-urile de la număr, care au costat undeva la 60 de euro. Acesta a fost și car vlogul de astăzi. Sper că v-a fost de folos aceste informații. Vă mulțumesc că l-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și să dați un share ca să vadă și prietenii voștri. Până data viitoare, numai bine, vă salut! Pa!